ce este? Un perete întreg de țurțuri, o cascadă formată din țurțuri. Vreau cine aici? Un tomiță. Un tomiță? Îl luăm acasă? Da! Să ne scrieți în comentarii, da sau nu? Nu. Bine, tati, ce-o fi rezolvat? E fericit, ne-a făcut like! Hai, tati, hai! Hai să ne spui! Cura asta se cheamă excursie experiment. Hai! Unde sunt? Uite-le! Salut! Bună dimineața, ce fac fetele? Bebe, mic, drăgălaș. Mara, tu ce faci? Rosetele lui mami. Și-ți vin? Da, uite. Îți vin perfect. Bravo, tati. Ai crescut? Și unde ne pregătim noi așa la început de săptămână să plecăm? La piscină. La piscină? Cu rolele, o să ne primăm. Bagaj? Bagaj, bagaj, bagaj. Unde e bagajul tău? Ia uite-le, bagajul meu. Wow! Clar că sunt multe, dar nu sunt multe dacă le pui în două. Ding, 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 ding. Hai, în valiză cu ele. Cum e, Mara? Te descurci? Sau ai nevoie de ajutor? Pot! Bravo! Eu m-am pus cățulile. Urcă-o cu acolo. Da? Bravo! Gata! Dar mami, unde e mami? Nu știu. Hello, bună dimineața, mami, dar ce faci tu aici? Aici caut haine pentru fete, să le completez trainingurile, să le completez seturile, dar să nu le iau desperecheate. Spor la treabă. Mulțumesc. Eu mi-am ales totul ok. Adică jamalele. Acum îmi voi desface părul. Fetele s-au îmbrăcat, toate la fel. Iar Mara a filmat când era noaptea? Nu. Nu. Cu pufuri. Așa, cu pufuri. Și gata! Am reușit! Să vedem ce a ieșit! Ce tare! Bună ideea! Să vedem ce a ieșit! Ia, și aici! Cum e, Mara, părul tău? Wow! E superb! E superb! Exact bucle la vârfuri, acolo unde trebuie să stea așa! Arată splendid! Nici când am făcut cu șosetele nu arată așa. Așa de bine, da. Da? Da, și e frumos că e numai la vârfuri, adică aici e drept, frumos. Mm-hmm. Și... Bravo, Mara! Un mare like! Vă place? Dacă vă place ce a ieșit mare, dați like și în alt episod vă vom arăta cum a făcut. Hai, super. Bagajele sunt gata. Trebuie un bagaj la loc. Mami, hai, termină-te de îmbrăcat și hai să mergem. Acum, gata, bagajele sunt gata. Mai avem de pus papuții. Ah, chiar, era să-i uit. Da, vezi? Se lua tot. Încă se joacă. Da, pentru că am deschis. Restaurant! E bună mâncarea? Lapte cu cernaș. Mami, eu mă duc bagajul la mașină. Du-te, eu adun fetele de prin casă și ne pornim. Măruța! Pentru drum, nu vrei să luăm niște banane? Da. Hai. Ca să vedem ce mânca, că dacă nu e foame. Plus că voi... Mie e foame, că n-am mâncat tot. Nu, că nu au mâncat. Nu am mâncat mai nimic ca să nu-i fie rău pe drum. Și că atare o să-și ia bănunuțele. Nu am mâncat nimic. Dar ce ți-ai pus masca asta? Unde pun bananele? Dă-le la tati. Briana, dar tu nu te încalți. Nu te încalți? Hai în scăunel. Mara, o pui în scăunel dacă tot nu este încălțată. Acum. Da, bunica. Pa! Pupici! Asta e. Am trecut pe vremea asta, mergea cu noi în excursie. Ce-i Teo? Teodora, ție-ți este rău pe drum. Nu stau brânză cu mucegai pe drum. Ai mâncat brânzică proaspătă de vacă, ai mâncat piept de pui. Nu s-au brânză cu mucegai. Brânză iau. Îți dăm mama din nou, dar brânză proaspătă, nu cu mucegai. Nu-și proaspătă. Bine, doar carne. Și? Fetele sunt gata. Și noi încercăm să-i dăm sirop lui Brici pentru ca să nu vomităm pe drum. Clar! M-am dezbrăcat. Haideți, fetelor, ne pornim? Da. Da, hai. Centurile puse să mergem. Îi dăm drumul. Eu am centură, fetele la fel în spate. Hai! Ce cauți toate acolo? Un buton, mi s-a prins un bec în bord. Ia, arată becul. Asta de aici. Gata, s-a stins. Abia acum s-a stins.
Așa, bun. De data asta mergem fără telefoane. Telefoanele le au fetele, dar sunt în portbagaj. Dar fără telefoane la drum, pentru că ne gândim că de asta li se face rău. Să încercăm să le punem să se uite pe fereastră, să cânte cântecele și alte chestii, pentru a le distrage atenția de la mișcare, dar și de la dispozitive. Eu zic că uitatul în dispozitive provoacă răul ăsta de mișcare. Tu ce zici? Și eu cred. Mai degrabă să creăm noi o atmosferă. Da, le punem niște muzică și cântăm. Ce ziceți? Încercăm. Măcar încercăm să vedem. Experimentăm. Tare, bate. Hai, la drum. Hai. Cum e la Moroca? Când ne-am mutat de la Soroca, am pus muzică și parcă a fost foarte rău. Da. Da, a fost noapte. Noaptea nu vă e rău, doar ziua vă e rău la drum. Și tati, ce ai primit acolo? Am primit un mesaj de la domnul de la broderie, de la... Danimar? Danimar.ro, da. Ia, priviți ce mi-a trimis. Wow! Logo-urile noastre. Brodate, în mai multe variante. Trei variante. Noi am ales-o pe prima. Noi o alegem pe aceasta, eu zic că e cea mai apropiată. Reușită. Da, da, dacă reușit. Așa de mică și a reușit să combine super culorile... Înseamnă că mare va fi și mai bine. Fetelor, da, veți avea super tricouri. Dar și voi, nu numai fetele. Și noi vom purta și cei mai norocoși dintre voi. Vom merge pe calitate și nu numai asta. Vă vom face fericiți pe toți. Da, pentru că până la urmă am hotărât, la sugestia voastră, să le și vindem. Și în curând vor apărea pe un site de unde voi le veți putea achiziționa. Calitate înainte de toate. Da. Calitatea înseamnă respect. Iar logo-ul brodat este mult mai bun decât logo-ul imprimat. Acesta nu o să se decoloreze niciodată, nu o să se șteargă, nu o să se dezlipească, nu o să se rupă, pentru că e cusut. Mulțumim, Danimar.ro. Și super, vom putea pune logo-ul pe traininguri, pe de toate. Haideți să vorbim și cu domnul de la broderie, să-i spunem ce variantă am ales. Ce zici, mami? Da. Alo. Alo, salut. Salutare. Super fain, am ieșit super mișto. Suntem la drum noi. Ah, ok, super. Un drum bun și vacanță plăcută. Noi vă urăm spor la treabă și Doamne ajută să fie, da, cât mai repede, pentru că fanii, okay, marei le așteaptă tricourile. Am înțeles. Ok, deci le fac așa, rămâne așa să le facem. Spor, da, la treabă, da, mulțumim mult. Da. Super. Yeee! Ce frumos arată! Vom avea super tricouri! Wow! Telegondola! Când ne întoarcem, ne oprim, mai. Și știi ce a spus domnul de sport al meu? Ce a zis, Teo? Că a dat mingea pe doamna la... pe masalul doamna și a spus să nu-i spunem că ne jucam cu mingea. Pe catedră? Da! Deci să înțelegem că ați făcut de data asta ora de sport în clasă. Pentru că erați în sarafane. Și noi dăm băncile acolo. Pentru că doamna a avut inspecție și a venit în uniformă, n-ați mai venit în costum de sport, nu? Și Mara vrea să filmăm ieșirea din piatra. Vă dorim drum bun! Mulțumim! Asta-mi dori! S-a trezit și-am oprit! O, pas! Și mami, ce-ai găsit de cumpărat? Fetele au găsit măști de copii colorate așa. Ah, și cumuline, cele care vrem să le facem noi. Aproximativ. Numai că noi vrem să le facem așa, nu pe lung. Eu voiam așa, exact cum. Dar doamna mi-a zis că o să vreau pasta. Cât e o mască? Asta-i facă în ori. Ce avem acolo? Portocale, ce bine. Prăjit de portocale. Miros foarte bine. Mami? Da, miros. Și eu îl simt acum. De ce ai miros? Oricum aveam miros că simțeam parfumul ăsta din mască, dar te-am spus, e prea puternic. Freșul vostru. Poftim freșurile, Teo. Am luat mai cafea. Aici e tot freș pentru brii. Dar e mai stabil așa. Mara! Poftim. Atâta de puțin. Atâta a fost. Și lubrii tot freș aici. Uite, Briana are aici freș. Poftim, Bri. O să-ți cu masca și să beau cafeaua la drum. Wow! Priviți munții, cât de abrupti sunt. Eu abia aștept să văd cheile vicazului. Voi? Da, mami! Trecem, da, prin chei? Da, trecem prin chei! Ia uitați! Hei, hei, hei! Chei, chei, chei! Zăpadă! Aici e iarnă! Ia privește, mami, ce este aici în dreapta. Wow! Ia uite, păște! Ia uite, ia uite! Un perete întreg de țuri
țurțuri, o cascadă formată din țurțuri pe cheile bicazului. Și uite, uite cum se vede acolo, cum purge. Ia uitați! Uite, îl deschid pe ăsta. Pe aici, pe sus, să intre aer curat pentru toată lumea. Mergem încet. Teo, în centură. E în centură, dar cu tot cu centură să ridic asta acolo jos. Teo, în centură. Hai, stai jos. Cum e, mami? E wow! E foarte frumos. Uite, vedem cheile și iarna. Am mai trecut noi prin cheie iarna, dar... Capul meu! N-am filmat. Uite ce frumos e. Uite acolo, uite cum se vede așa soarele. Ia, privi ce avem aici. Vreau să-l luați de la Teo, să vă udați și aruncați-o repede înapoi pe fereastră. Hei, ce faceți? Aveți zăpadă? Nu, zăpadă e aici. Ne-am întors către iarnă. Dar priviți, numai priviți un pic. Te știi tu? Iarnă în toată regula. Super. Și tunel. Pornește farul. Wow! Lacul roșu! Il costo? Așa, Soficitin? Nu știu. Scrieți-ne în comentarii, cei care sunteți vorbitori și de limbă maghiară, dacă am citit bine în ungurește. Uite lacul! Wow! Lacul roșu e alb! Este cald afară, dar este zăpadă! Și e cald în mașină! Domnul acolo Chirtos. Face afară este puțin cam cald. E cald și frumos! Cald. E soare cu dinți un pic. Ia zi, Teo. Mergem către lac. Lacul este tot. Lacul este alb, înghețat și plin de zăpadă. Ăla e lacul, da. Briana, tu ce faci acolo? Pe afară. Hai, bricu, tata. Încerc, încerc. Hai la tata. Ghiciți ce? E cald tare, nu că-i soarele cu dinți. Nu vine să cred. E cald și bine. Să uite, mami, lacul, dar n-avem ce vedea, mare lucru. Foarte multă zăpadă aici. Foarte frumos. Hai să mergem. Foarte frig aici, lângă zăpadă. Cine e aici? Un tomiță. Un tomiță. Portocaliu. Cine e acolo? Uite, un tomiță. Hai, lasă, că nu-l mai luăm și pe ăsta acasă. Nu vrei să-l luăm? Da, da. Îl luăm acasă? Da! Să ne scrieți în comentarii. Da sau nu? Nu, nu. Da, da. Noi nu facem vlog cu pisici găsite. De ce nu? Uite cum stă. Uite cât de blândă e. E de acasă. E pisică, da. De aici, nu e a noastră. Nu? Nu. Hai, măruța. Ce vrei să luăm? Un Chirtos. Nu, nu, nu. Mara, tu ce ai vrea să luăm? Sisi. Mara vrea de toate, că întotdeauna ai. Vezi că tati ai apă pe camere. De la mine. Aburind. Mulțumim. Wow. E cald. Haideți. Mara preia. Și n-a ținut faza cu telefoanele. Teodorei. Experimentul nostru. Tot i s-a făcut rău. Nu a funcționat. N-a funcționat, da. Și am ajuns. Am ajuns în Sovata. Și cum iarăși vrem să facem un experiment, am plecat fără să ne alegem cazare, pentru că majoritatea cazărilor erau libere. Fiind și am în cursul săptămânii, exact. Am zis să încercăm, să vedem care-i treaba. Și să încercăm. Da. Eșec. Nu am găsit pe nimeni. Așa că mergem unde e mai populat. Tati s-a dus să se intereseze aici, la pensiunea Speranța. Ia să vi-l arăt și vorbește deja cu cineva acolo afară. Mie îmi trebuie apă sărată, fiindcă trebuie să mă scuf în casă întreabă. Care-i treaba? Apartament. Așa. Cu 250 de lei pe noapte. Bun. Cu piscina? Da, da, fără piscină, fără mâncare, fără dejun. Da, da, prețul e ok. Prețul e ok. Ești foarte ok. Mai vedem, ne mai interesăm și dacă e rentabil. Da. Dacă nu găsim mai bine, dacă era vară. Puteai să duci să te scalzi în lac și puteai să te cazezi oriunde, pe când acum îți trebuie piscină, neapărat. Așa că căutăm cu piscină. Zi, tati, care-i treaba? Sărim de 1000 de lei pe noapte. Este un apartament cu două camere, într-o cameră e pat matrimonial și într-o cameră este o canapea extensibilă, nu e pat. E demi-pensiune, mic dejun și cină.
și acces la spa, unde ai bazin cu apă sărată, apă dulce, saună, trei tipuri de saună, sală de fitness. Nu ne-a spus timpul. Abonesc că e aceeași treabă, o oră. Încercăm să negociem, vedem ce iese. Ce rezultat ajungem, da. Și gata, mami? Da, pentru că erau afișate unele tarife, iar nouă ne-au dat alte tarife. Și nu numai asta, faza e alta. Ne-au spus că alea sunt tarifele sezoniere. Păi zic, da, adică acum e extra sezon, da. Așa că? Așa că? Mai căutăm. Sezon e mai scump decât în sezon. Și tati cu fetele au venit. Au încercat aici, în complexul acesta mare, unde nimic sunt disponibil. Trei hoteluri. Tati a găsit alt hotel, dar până atunci... Încercăm cu o piatră. Până atunci blochează mașina să nu ia la vale, deși a tras frâna de mână, bănuiesc că este și în viteze. A găsit aici hotel relax. Să vedem dacă aici au piscină. Vine tati, ce-o fi rezolvat? E fericit, ne-a făcut like, like! Hai tati, hai! Hai să ne spui! Hai cu piscină! Hai că mai și negociat. Ia zi, care-i treaba aici? 300. Așa, apartament? Apartament. Bun. Două jacuzzi, piscină pentru copii și saună. Haideți, jos! Yeah! Să vedem, să vedem. Și mic dejun inclus. Experiment, știi? Noi suntem cu experimentul. Da, tura asta se cheamă excursie experiment. Hai, completăm. Am intrat în cameră, am adus o parte din bagaje. Aici vom locui. Sovata, spre surprinderea noastră, este foarte aglomerată. Aici stau fetele și aici stăm noi. Este o singură cameră, deși cică e apartament. Hai, măruța! Mai poți, măruța! Hai, Mara, zile și la brișul de o să intre. Hai, fetelor! Aici sunt fetele. Unde sunt fetele? Unde sunt? Unde sunt? Uite-le! Aha! Dacă nu dădeam Bri de gol... Haide, Bri! Stăteam acolo așa ai vrut bine. Tu să ne păcălești? Da, dar nu mi-a trecut prin cap să fac un cadru înainte, că le bag acolo și cum te surprind. Haideți să mergem la bagaj sau la masă mai degrabă? Fetele deja s-au gândit să exploreze terasa. Trebuie șters toboganul. Ridică-te să nu ajungi în apă. Eu, uite cum urc eu scările și cum intră pe ușa. Ia să vedem. Să vezi cum le coboară. Pentru că tu ești cam mare, Mara. Dar încă pot în cap drept. Aha, e destul de mare, să știi. Este. E interesantă. Hai să vă arăt cum cobor. Urmează să stăm la masă. Teo, ce faci? Îl așteaptă piscina. Piscina. Eu vreau să intru în jacuzzi. Jacuzzi. Întoarce camera. Sper că nu. Te-ai îngroșit tot. Ce-ai pățit, tati? Am vrut să râdem. Iute. Și a venit mâncărica. Și arată bine. Eu când nu eram, am pus cu mama la mașină, ți-a venit ceva. Când am fost acolo, s-au venit astea două. Mai pleacă o dată să vină și pireul. Și mi-a venit și mie. Uuu, dar bine arată. Arată bine. Super bine. Mă duc afară și mă zic că nu vreau să văd cum arată. Hai, du-te. Poftă bună, mami. Că vreau să mănânc surpriză. Mâncarea lui Teo nici nu a fost atinsă. La piscină. Cum a fost mâncarea, mami? Foarte bună. Dar unde plecați voi așa echipați? La piscină. La piscină. La piscină, mama, la piscină. Și jacuzzi. Eu în jacuzzi stau, că piscina e atât. Da, și eu sunt jacuzzi. Cred că abia așteptați. Hai. Normal, să nu! Sunt prosoape și acolo, ca să știți, vă ștergeți cu prosoapele și veniți cu astea uscate în bine. Casă, da? Da. Mm-hmm. Bine, ce-ți un halat pe mine. Corect. Hai. Pupici, pa, pa! Hei, hei, hei! Hai, măruța! Hai, Briana, și tu, ajută pe Bri! Mara, ajută pe Bri! Hai, băinete! Hai, la bebeluș! Sfinte, cu piscină, jacuzzi! În cameră! În cameră, că au făcut jacuzzi și jos la piscină. Noi v-am lăsat, vă urăm o zi bună în continuare, bucurați-vă alături de noi! V-am pupat! Pa, pa!